Foarte frumos, stați că suntem întâi coarta aici la emisiune și apoi cu mâncatul. Cum credeți? Să ai mare grijă de te rog frumos, e al doilea meu tablou. Da, e pentru noi? E pentru tine. Da? Da. Mulțumesc mult de tot, Ștefan. Simul la el. E făcut chiar de tine. Exact, uite, cu autograf. Foarte frumos, îți mulțumesc mult de tot. Ești foarte talentat. N-aș zice. Acum trebuia să zic, îți dai seama, prezentator, ai venit la emisiune, trebuie să ai grijă de invitați. Și eu la fel, fac pe modest. Corect, fac pe modest. Îmi place că ai înțeles cum stau lucrurile, să ai un loc pe canapea. El este Ștefan, un băiat extraordinar. Băiat? 46 de ani, un domn în toată firea care își caută o aleasă. Am zis bine? Cam așa. Cam așa. Dar să știi, acum, haide, ia un loc aici, că numărăm imediat și ouăle. Așa, imediat, așa, da. Hai să numărăm ouăle. Da, până atunci, stai un pic să aprecie Marta, că de asta spuneam. Foarte interesant a plouat și uite că mă bucur să am la emisiune un gospodar care este pasionat de pictură. Acum, serios că este foarte frumos. Mă bucur că îți place, pentru că ideea de a picta mi-a venit cu foarte mulți ani în urmă, da. Dar niciodată n-am avut curaj să și fac asta. Aveam senzația că îmi doresc, dar că nu sunt în stare să o fac. Acum fii atent. Ți-ai dorit, ai făcut și acum îl prezentăm la televizor și îl vede o țară întreagă. Asta mi se pare și mai tare. Ia cătă. Perfect. El este foarte frumos. Când vezi tabloul ăsta, știi cum e, te gândești, când vezi tabloul ăsta, te gândești doar la vacanță. Valuri, nisip, soare. E ceea ce fac eu în cea mai mare parte a timpului, vara cel puțin. Adică dacă o domnișoară sau o doamnă care se poate înscrie acum la numărul de telefon afișat pe ecran sau pe site-ul gospodarfărăpereche.protv.ro, dacă doamnele sau domnișoarele se înscriu, să înțeleagă că o să aibă o viață de vacanță cu tine. Exact. O oaie, o barcă, o mare, un nisip, un munte, o iar pe apă, pe sub apă. Iar dacă doamna sau domnișoara vrea să facă Kangoo Jams, nu e nicio problemă, mergi cu ea și la Kangoo Jams. Am spus. Trebuie să o fac și pe asta. Cum să nu? Haide să numărăm ouăle, că hai. Asta mi se pare cel mai interesant. Nu sunt fierte, nu sunt proaspete. Sunt proaspete 3 zile au maxim. 3 zile? Da. Deci ouă verzi făcute de niște găini negre sud-americane. Exact. Foarte tare. Astea n-au colesterol sau cum sunt? Așa se zice. Eu spun la fel, dar n-am verificat, să fiu sincer. Și le vinzi? Câte produci pe lună? Încă nu vând. Mi-s atât de dragi încât le fac cadou, deocamdată. Deocamdată. Deci eu, fetelor, sper că înțelegeți, vi le prezentăm acum pe Ștefan ca să vedeți și ce sufletie, adică le face cadou. Alte bucurii are în viață. Sunt prea faine să le văd și nu am atât de multe. Da. Acum mulțesc găinile pe care le am. Am clocitori în fiecare zi, pun acolo câte o cloșcă. Sper să adun mai multe și la un moment dat probabil că o să și vând. Foarte, foarte frumos. Eu îți mulțumesc mult de tot. Te-ai înscris la emisiune Gospodar fără pereche. Îți cauți jumătate. Da. Dar n-ai găsit-o până acum? Uite că n-am găsit-o. Pentru că tu ești divorțat, da? Da. Și după aia nu ți-ai mai refăcut viața. Adică să găsești pe cineva care să merite. Trebuie o perioadă de repaus după o căsnicie de 15 ani, urmată de un divorț. Nu poți să te arunci a doua zi să te duci să cauți ceva. Da. Ai stat 15 ani cu ea. Da. Dar e foarte interesant, uite, pentru cei de acasă să înțeleagă că tu ai cunoscut-o pe soție vineri, iar luni te-ai căsătorit cu ea. Da. Adică ai cerut-o de soție, asta mi se pare foarte tare. Exact, și aveam 30 de ani când am făcut asta. Cum? Aveam 30 de ani când am făcut asta. De unde știi tu că ai cunoscut-o vineri și luni, hai, vrei să fii nevastă? E, uite că am simțit. Exact, am mers pe feeling. Și a fost de durată, a fost. Ai simțit bine, 15 ani. Exact, atât a fost să fie. Asta ne-a fost dat, ne-am bucurat 15 ani. Foarte, foarte frumos. Mai ales că în căsătoria pe care ai avut-o ați și înfiat copii, nu? Da. Da. Da, mi se pare foarte bine ca să te cunoască lumea cât mai... Ești suflet sensibil. Să zicem, mi-e teamă sau nu vreau să vorbesc foarte mult despre lucrul ăsta. Deja am vorbit mai mult decât trebuie. Copiii se simt foarte bine așa cum sunt ai mei, sunt ai noștri. Și cred că expunere prea mare vis-a-vis de discuția asta, n-aș vrea să o fac. E dorința lor să nu facă asta. Schimbăm subiectul fără nicio problemă, dar doar vreau să apreciez. Sunt trei fete grozave. Sunt pentru că fantastice. Mi se pare exact, extraordinar să faci treaba asta, știi? Și e de aplaudat și de lăudat. Eu n-am văzut nimic extraordinar. Am făcut-o pur și simplu. Da, am simțit că trebuie să o fac, exact cum am făcut și cu căsnicia. Am simțit, am făcut-o. Am vrut copii, i-am făcut. Da, nu, da, știi cum e? Cum zice Ana Maria, scuză-mă, văzut, plăcut, luat, nu? Cum zice, nu? Da, da. Cam așa. Corect, da. Știi care e chestia? Că doamnele și domnișoarele te cunosc acum și pot să vadă în tine un bărbat de, eu știu cum, de nădejde, un hotărât. Ce frumos vorbești de mine. Este? Da. Îmi place. Ce înseamnă niște ouă aduse la timp? Exact. Foarte tare, serios, ai o fermă foarte frumoasă acolo, o gospodărie foarte frumoasă și îți place să muncești toată ziua prin curte și prin fermă. E frumoasă și o să o fac și mai frumoasă. Dar ai nevoie de o jumătate.
Exact. Cum să arate, mă, Ștefane? Zim. Aoleu. Hai, te rog, zim. E atât de complicat. Acum o găsim. E deja cu ochii unde? Pe noi. Sim. Unde? Se uită la televizor. Da? Acolo, unde? Acolo, e peste tot ea. Dar fii atent, acolo unde se aprinde becul la roșu, pac, uite acolo. Acolo e? E ea. Ok. Ia zim. Perfect. Păi cum să fie? În primul trebuie să fie isteața, aș zice eu, pentru că... Deci ce, dai test de inteligență? Da. Nu pot să cred. Am glumit. Am glumit, bineînțeles că nu. Acum... Nu-ți pus să iei de la început că merg pe feeling. Am înțeles. E vorba de simțăminte, e vorba de... Simțăminte, dar trebuie să arate într-un fel, să... Știi că bine că nu contează foarte mult treaba asta, da, pentru că atunci când te potrivești cu un om... Bă, Ștefane, ia zi. Eu înțeleg că contează întotdeauna sufletul, dar până vezi sufletul, vezi ambalajul prima dată. Dacă nu-ți place ambalajul sau nu rezonezi, nu mai ajungi să vezi sufletul. Ok, aș spune să nu fie mai tânără de 30 de ani. Deci, așa, deci peste 30 de ani, da. Până în cât? Și, păi să nu fie mai mult decât am eu. Dacă eu am 46, pe acolo se oprească cumva, mă gândesc. Da. Adică, nu? Deci până în 46 de ani? Exact. Asta ar fi o dată. Rest să fie, să-i placă la țară, să nu aibă rădă mare, de exemplu. Da. Pentru că eu îmi petrec o mare parte din timp pe barcă. Ce mă fac cu ea dacă e rădă mare? Ea rămâne pe mal și o plec cu barca? Cumperi pastile de astea de rădă mare. Oricum îi dau. Pastile. Hop, păi da, iar pilule, cu pastile, dar... Doarme pe mare. Aș prefera fără pastile, adică ce cu pastile. Da, dăm și pastile. Dacă trebuie, luăm pastile. Așa. Important este să... Bun. Deci să iubească marea. Să iubească marea, să... pe apă, pe sub apă, pentru că ai văzut că eu... Și acolo, și acolo, știi? Băiatule, așa... Păi limitezi, da, deja acum numărul, îți dai seama, să le placă marea, să fie pe sub apă. Dar cui nu-i place marea? Poate nu știe să noate și... O învăț eu să noate. Păi deci asta, ți-a râs deschiderea pentru ele. Dar bineînțeles, cui nu-i place marea? Și chiar dacă nu știe să noate... O învățăm. Perfect. Mai departe? La țară să-i placă, adică e clar că mergem și pe asfalt, dar să nu o deranjeze că își înfige tocurile în noroi din când în când. Sincer, nici mie nu-mi place noroiul foarte tare, da? Îl accept pentru că îmi plac restul, îmi plac animalele, îmi place livada mea, îmi place pădura aproape, îmi place liniștea de la țară, da, îmi place aerul curat. Am înțeles. Și atunci... Deci trebuie îmbinate lucrurile. Exact. Da, trebuie să fie și să-i placă curățenia, că tu ai firmă de curățenie. Las că fac eu pe aia. Mă, îți dai seama, acum ai mai câștigat, încă, ai mai câștigat încă 10 voturi plus. Deci, doamna sau domnișoara, pentru gospodarul nostru, atenție mare, peste 30 de ani, până în 46, să n-aibă treabă cu curățenia, nici nu contează, da? Să știe să gătească? Poți să faci tu asta. Măi, nici asta nu e important, că eu fac asta cu plăcere, pe bune. Adică, exact. Păi da, eu mi-au bucătăreasă sau menajeră, asta caut eu. Foarte frumos. Chiar nu vreau asta. Bun, și te contează dacă e naturală, silicoane? Da, întreb chestia asta, am întrebat pe fiecare gospodar aici. Mai vedem. Adică, mai vedem. Adică cum mai vedem? Păi n-ai spus să nu strâmtăm, să nu desim sita. Păi ce fac? Exact, ai dreptate, să nu nișăm. Vedem, ne descurcăm. De... silicoane, nesilic, vedem. Las-o așa. Las-o așa. Nu ești așa de acord, dar hai să treacă. Că... Între noi, da? Da. Nu vreau silicoane. De ce? Zici, nu știu. De ce? Bă, nu știu, nu-mi plac așa. De ce? Nu-mi plac. Mi face sân mai mare. Păi da. Nu. Dar acum, dacă o avea, las-o așa. Da, vine bluză frumos tot. Da. Ai înțeles, da? Acum n-are rost să le zici, să le limitezi pe cele care vreau să vină. Exact, exact, las-o. Da. Haide că îmi place de Ștefan, de gospodarul nostru. Și acum, ce vreau să le mai spun celor care se uită la noi, să aibă încredere, să apeleze la numărul de telefon afișat pe ecran, pentru că poate să fie șansa lor în viață să cunoască un bărbat carismatic din Brașov. Serios, mi-mi place foarte tare de tine. Ești așa foarte hotărât și ești foarte deschis. Mulțumesc. Da, sunt încât că și mie îmi place de tine, știi? Dar tu nu știai. Da. Exact. Da. Stai singur? Da, stau singur, da. Deci, pe corabie, n-ai văzut. Stau pe corabie în Brașov. Pe corabie, dar stai cu mama. Doar când stau la țară. Păi, adică stau la țară, păi, și am o casă de vacanță la oraș. Aha, bună asta, am înțeles. Invers decât restul. Da, am înțeles, da. Rocada. Da. Dar atunci când o să stai la țară, o să stai cu mama? Da. Da. Sau, poate nu, o mutăm pe mama la oraș, vedem. Negociem cu silicoanele. Nu, da, știi cum e. E foarte frumos, că la urmă urmei trebuie, da, să ai grijă de părinți și presupun că, da, mama ta nu e o femeie foarte zbir, așa? Nu, este o femeie chiar faină din punctul de vedere și... chiar și în căsnicia trecută, primii doi ani am locuit împreună, iar fosta mea soție s-a despărțit greu de mama atunci când a trebuit să plecăm de acolo. Eu am vrut să plecăm, nu ea. Aha, deci mama ta este... Da, este ok. Este exact cum trebuie. Este ok, da. Este modelul de soacră pe care îl iubești. Da, și o mamă pe care o iubesc, pentru că... Se uită acum la televizor? Nu se uită acum la televizor. Dar lasă, că o să-i spună vecinii, a fost fiul tu la televizor. O să arăt eu, mă, duc biseară și arăt. Și a vorbit frumos de tine, mamă.
E și normal. Cum altfel? E și cum normal. Altfel, da. E mai și... ales că ea mi-a rămas de foarte mulți ani doar ea și... Nu mai e pe nimeni decât pe... Doar mama. Părinți, da. Tatăl meu a murit, da, cu mulți ani în urmă, doar mama. Am o soră. Da? Da. E bine. Dar mama, cu mama acolo, la fermă. Cu mama am impresia că mama are un cuvânt de spus. Când va veni domnișoara, mama o să o analizeze puțin. Nu, o analizează, dar nu se bagă, să știi. Dar până e la urmă ție trebuie să... Exact, mereu am văzut principiul ăsta. Exact, așa e. Ție bine, da, lasă așa, nu se bagă. Îți dai seama, nu? Sunt foarte multe mesaje care sunt tot felul de doamne și domnișoare care vor să te cunoască. Că ești bărbat prezentabil, arăți bine, vorbești bine, ai fermă, ai ținută, da? Ești un tip așa cu o gândire mai liberă, știi? Adică nu iei ca să o pui la cratiță sau să stea toată ziua să facă curățenie. Și acum fetele întreabă, da, de ce totuși n-a fost până acum, după ce a divorțat, să găsească pe cineva? Păi de ce? Pentru că poate cu vârsta se îndesește sita, știi? Ți-am mai spus, vreau, da, sita din aur. Da, păi dacă nu vrei silicoane, nu vrei aia, nu vrei aia, nu vrei aia, ce se întâmplă, nu? Da, acum pur și simplu ești mai deschis. Îmi dau drumul așa, o las mai așa să vedem ce se întâmplă. Și... ți-ai dat seama că cu toate regulile tale ajungeai să stai doar singur? Păi rămân cu mama. Până atunci bătrânești ce fac. Și atunci ai mai schimbat un pic. Exact, da. Bun, deci doamnelor și domnișoarelor, profitați, s-a dat drumul la Ștefan. Este libertate totală, da? Liber, da. Libertate totală. Iar acum puteți să vă scrieți pe site-ul gospodarfărăpereche.protv.ro sau la numărul de telefon afișat pe ecran. Înscrieți-vă, fetelor, pentru că Ștefan vă așteaptă. Mai băg și-o în ele. Mai zic, dacă îmi lași o poză de-a ta pe aici, eu pus-o mai rău la emisiune. Săptămânal mai trimiști tu niște ouă, că nu ne luăm din asta. Clar că facem, ți-am spus că cu ouăle mele bucur lumea. Deocamdată nu le vând, nu mie. Câte, da, o pastramă de oaie, că am înțeles, 72 ai? 52, 20 de mii. 50 de oi, 20 de mii? Da. Și vreo 100 de găinuțe, vreo 13 rațe. Ia stai un pic. Ia. Poți să vin să văd și eu acolo camera? Da, 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 da. Mă gândeam dacă am loc. Am loc, stai liniștit. Ia să văd. Am loc, 50 de oi. Am văzut asta și vreau să văd și eu ce e aici. Mă sunt mai la început de drum. Aducem, punem acolo. Stai, stai, că poate nu vezi bine, am și bec, uite. Ia. Wow, ce mișto. Îmi place. Pui și ouăle? Da, stai, 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 stai. Pun ouăle aici, gata, perfect. Perfect. Fii atent. Ia. Uite-te la ea. Cântăreață de populară. De la Vaslui. Face mumă asta niște poale în brâu, senzație. Oaieleu! Și-a venit la emisiune Cosmina Adam. Frumușică foc. Dar ce caută în cămară? Naturală, naturală, 100%. Ce caută în cămară? Da. Păi când mi-aduce poale în brâu, îi prezint albumul. Acum am prezentat albumul așa, în avans, gratis, da. Eu zic că merită, ascultat. Cu siguranță. Oprește-te la primul magazin și cumpără-l. Cu siguranță. Și până la Brașov, iauzi, frumoasă ca mine nu-i, bade de când ai plecat, măicuță când m-au făcut, la Tudora, merge. Perfect. Așa voi face. Da. Nu contează, cred că are vreo 25 de ani, dar nu poate fi o problemă. Nu e, ok. Crește repede la țara acolo. Da, da, da. Perfect. Cosmina, te pup. La cămară. Stai acolo la cămară. Numai un pic. Te pup, dulceață. Stinge și becul. Becul, nu? Becul. Stinge, da, becul. Nu, că e scump kilovatul. Îmi place că ești foarte atent și foarte echipzuit la toată treaba asta. Ne-am pus panouri. Deci, fetelor, cum? Ne-am pus panouri solare pe casă. Foarte bine. O să economisești și în vreo 20 de ani toată investiția, exact, ta. Adică... Tot dintr-o pasiune. Tot. Ești, da, pasionat, ești, da, băiat harnic. Da. Vreau ultimele secunde ale tale aici în emisiune, deocamdată, că simt că ne mai întâlnim. Simt că ne mai întâlnim. Joc la nunta ta. Da? O să vezi. De fac pariu. Deci fac pariu. Vreau să te uiți în camera aia 3, scrie deasupra camera 3. Uite, da, acolo ești doar tu. Uite cum arăți așa, perfect. Ia să văd. Uite, tu ești. Da. Doar tu. Da. Așa, și vreau să vorbești cu ea. Ia... Nu fă asta. De ce? Pe ta lume de față. Nu contează. Un pic de intimitate. Un pic intimitate. Acum fii atent. Bea puțină apă, te uiți la ea și... Da, ajută-mă. Spune, da, pe bune, nu pot. Astea, sunt Ștefan, sunt un băiat extraordinar. Poți să mă... Puteți să te, poți să te bazezi pe mine, sunt gospodar, dacă nu ți-ai găsit jumătatea, chestii de genul. Să fac așa? Da, da. Nu te jur că mi-e rușine, pe bune, adică pe atâta lume de față. Vrei să te ajut? Păi știi cum e, asta sunt lucruri intime, mi-ar place să-i șoptesc la ureche, nu... Fii atent, da? Lasă-mă să-i șoptești la ureche, la ureche, fii atent. Hai, tu spune-mi și eu zic, hai. Fetelor, mă bazez pe... Da, da, fii atent, tu doar mă apropi și, okay, mai bagi în ele. Ok. Fetelor, el este Ștefan, e din Brașov, este un bărbat chipeș, fac ochiul. Este un băiat care are un zâmbet fermecător, bagă zâmbetul. Exact. Dacă vreți să aveți o viață fericită lângă Ștefan, nu uitați, numărul de telefon este afișat pe ecran sau pe site-ul gospodarfărăpereche.protv.ro. Ștefan, nu, la ele așa, și dai cu mâna prin păr acum. Ștefan este exact modelul de bărbat de care ai nevoie. E carismatic, simpatic
și poate să-ți oferă o viață frumoasă. Ce mai zicea? Ce frumos ai spus de mine! Și apropo, fetelor, dacă sunteți un pic mai plinuțe, nu-i nicio problemă, înscrieți-vă că puteți să faceți cam cu Jumps împreună. Alergăm, da, ne surcăm, da. Foarte bine. Noi aici oprim cu prezentarea asta, că simt că deja te explodează site-ul pentru tine. Da? Okay, eu mă îndoiesc. Așa? Exact. Amă, că nu-mi iese, nu mă pune așa, că nu-mi iese. Să salut pe mama ta, Ștefan. Mă bucur tare că ai venit la emisiune, să știi că ești foarte carismatic și sper din toată inima să-ți găsești jumătatea și să se înscrie cât mai multe doamne și domnișoare. Iar tablou, dacă ne rămâne nou, îți mulțumesc mult de tot. Ținu-l la el și ți-l dau cu mare drag. Sper să-l așez undeva. Uite, l-am ține făcut minte și... că o să luăm bucățica asta din emisiune, când eu cu tablou ăsta o să vin cadou la nunta ta. O să mai pun eu ceva pe lângă el? Păi nu, o să facem în așa fel încât, cum adică eu îți aduc lucrul care ți era cel mai drag sufletului tău, eu l-am păstrat, îi mai pun ceva, o ramă de aur și ți-l aduc la nuntă. N-aș vrea, păstrează-l, mi-ar plăcea să-l ai, chiar e fain, eu nu știu, eu sunt mândru de el. Să știi că e foarte frumos, sincer, și îți dă așa o bună dispoziție, știi? Da. Vacanță. Ce frumos, de unde e farul ăsta? Wow. E din imaginația mea, da? Nu este, da, nu e undeva dintr-un loc. Mă gândeam că e un loc unde ai fost. Eu le văd de obicei din larg spre țărm, știi, niciodată așa, știi? Deci, fetelor, ați înțeles, niciodată nu o să eșuați, întotdeauna veți ajunge la țărm. Ștefan este omul. Ce mișto ai spus.